Amalia Diaconeasa este cercetător. A avut posibilitatea să lucreze în Germania, dar s-a reîntors în țară pentru că, spune ea, acasă are mai multă libertate. De peste 10 ani, Amalia Diaconeasa studiază îmbătrânirea și caută soluții pentru prelungirea vieții oamenilor. A făcut experimente de longevitate pe șoareci și a reușit să le crească durata medie de viață cu 30%. Același lucru s-ar putea întâmpla și în cazul oamenilor. Spune-mi, Amalia, cât de etic este să prelungești viața cuiva? De îndată ce noi am eradicat sau am diminuat foarte mult mortalitatea infantilă, mortalitatea prin invenții, prin boli cardiovasculare, acest lucru deja s-a întâmplat. Bineînțeles și prin statusul socioeconomic mult mai bun în majoritatea lumii, chiar în țările din lumea a treia. Ar fi o diferență oarecum mică față de ceea ce deja se întâmplă. Când crezi că va fi aplicată și pe oameni? În general, medicamentele au nevoie de foarte mult timp pentru test, cam de 5 ani pentru testare. Deci, practic, peste 5 ani ar putea exista pe piață un medicament care să ne prelungească durata medie de viață. Dacă se dovedește util și la oameni, da. Oare s-ar schimba complet viața noastră? Când am mai avea timp să ne pensionăm? Păi, am probabil lucrat nu. Mai mult? Da, am lucrat mai mult. Am și fi mai stresați? Nu. Cred că ar fi mult mai bine din foarte multe puncte de vedere, dar în mod clar vor apărea și alte probleme la care noi nici nu ne gândim. Dar în mod clar ar fi mai bine, pentru că sistemul de pensii este deja aproape de colaps și politicienii sunt foarte puțini atenți la această problemă și foarte puțin conștienți de această problemă. Există deja oameni care n-ar, e adevărat puțin, care n-ar dori să iasă la pensie. Chiar există un caz acum foarte interesant al unui olandez care vrea să-și schimbe data de naștere din buletin ca să aibă acces la, are 69 de ani și ar vrea să aibă cu 20 de ani mai puțin, ca să poată munci în continuare, ca să poată să-și facă planuri și societatea să-l susțină, să-și facă planuri în continuare, adică să-și facă credite și alte asemenea, să fie tratat ca o persoană tânără. Și probabil astfel de oameni vor fi din ce în ce mai des întâlniți. Creșterea cu 30% a speranței de viață, într-un fel, ar elimina stresul morții. Da, l-ar reduce foarte mult, pentru că noi trăim în fiecare zi și ne facem planuri în funcție de durata foarte limitată a vieții și mai ales a tinereții, care de fapt aia înseamnă viața adevărată, să o spunem pe-a dreaptă. Îmbătrânirea ar putea fi tratată în scurt timp ca o problemă medicală ca oricare alta, iar primele medicamente anti-îmbătrânire ar putea să apară cât de curând pe piață. Din păcate, noi la ora actuală știm foarte puține de îmbătrânire, practic nu știm ce este. Aici am dezvoltat o ipoteză nouă a îmbătrânirii cu predicții, iar cred eu, care sau cel puțin prin experimentele pe care le-am făcut pe șoareci și s-au dovedit reale, adică în sensul că am ales niște substanțe care nu aveau nicio legătură la, dacă le cauți pe net sau așa, nimeni n-ar cei care ar avea legătură cu îmbătrânirea, dar au avut efecte asupra duratei medii și maxime a vieții pe șoareci. Și dacă au avut pe șoareci, este o garanție putea fi benefică și pentru oameni? Nu. Dar asta trebuie verificat și probabilitatea este mare să aibă efecte și pe oameni. Normal că trebuie cercetări viitoare și orice medicament se testează pe cel puțin două specii. Deja mai trebuie încă o specie și apoi testele pe oameni. Bineînțeles, necunoscutele există întotdeauna și nu poți să faci predicții de ce impact, asupra impactului lor. Experimentul meu a început practic la vârsta mijlocie a șoarecilor. Ei aveau cam un an, aproximativ un an jumate. Am prelungit partea a doua a vieții la aceste animale, dar există experimente în care se pornește tratamentul de, chiar de la naștere sau, și, sau de la vârstă mai tânără. Într-adevăr, ideal ar fi să ai niște, să faci un experiment pe animale care să le întinerească. Și asta ar fi cel mai bine, să vezi efect, să începi pe animale bătrâne și să le îmbunătățești funcțiile. Există astfel de încercări și aș vrea și eu foarte mult să fac acest lucru. E visul meu dintotdeauna să rezolv cu îmbătrânirea sau să mor încercând, dacă nu se poate altfel.
Pentru că e o problemă de care nimeni nu scapă. Și viața este extrem de scurtă. Când eram mică, eram îngrozită de îmbătrânire. Deși eu nu văzusem îmbătrânirea exact cum arată, cât de rău poate să arate. Poate fi oprită îmbătrânirea? Avem vreo șansă să ne păstrăm tinerețea? În general, oamenii, mai ales chiar medicii geriatri, cred că nu se poate face nimic cu adevărat. Doar să îmbunătățește anumite stări, anumite boli legate de... Nu se poate face decât ceva legat de ameliorare. Îmbătrânirea nici măcar nu e considerată boală. Se luptă colegi de-ai mei să aibă statusul de boală, să se dea îmbătrânii statusul de boală. Ceea ce mie mi se pare absolut corect. Aș vrea să vorbim puțin despre mitul Ana Aslan. Sunt probabil că foarte multă lume știe că Ana Aslan, atâta vreme cât a trăit, a tratat vedete americane, președinți, oameni importanți și că ar fi luat cu ea în mormânt secretul tinereții veșnice. E mit, pentru că ea nu a avut, nu am auzit să fie avut secretul tinereții eterne. Ea ce a avut? A avut o descoperire a unei substanțe care avea efecte, într-adevăr, de ameliorare asupra unor maladii legate de îmbătrânire sau nu neapărat. Gerovitalul, care este pe bază de procaină, un anestezic local, rudă cu cocaina. Ea nu a avut o teorie, o ipoteză a îmbătrânirii, un cazul teoretic. Nici n-a pretins asta. Crezi că va mai apărea o a doua Ana Aslan în România? Condițiile sunt diferite, nu se mai poate acum. Cel puțin în aceleași condiții, nu. Nu. A fost un moment istoric. Acum nu se mai poate. Amalia, da. Pentru că s-au obținut aceste rezultate, creșterea speranței de viață la șoareci, care este următorul pas? Următorul pas este patentarea. Cred mai degrabă că privatul m-ar putea ajuta decât sistemul. Sunt investitori din România care m-am găsit câțiva, dar interesați? Da. Ce le-aș recomanda să oamenilor care vor să, fără a folosi nicio substanță sau alte strategii pentru a-și prelungi viața și tinerețea, ar fi să, într-adevăr, să ducă o viață cât mai variată, în care să fie cât mai inspirați, să-și ofere cât mai multe plăceri și cât mai, dar nu plăceri pe termen lung, și să fie cât mai, adică practic să-și stimuleze reacțiile implicate în supraviețuire, în starea de bine.